fost de colectiv. Și a fost interesant și aici contribuția mare a lui Mihai Cionică. Noi când am achiziționat endoscoapele și erau patru, profesorul Pro era singur care avea endoscoape, avea numai două, avea colonoscop, dar avea colonoscop operator ca mine. Problema se punea de filmat. Noi când am cumpărat endoscoapele aveam și o cameră de 8. Camera de 8 scoate niște filme care nu sunt reproductibile la ecran mare. Și atunci, cu ajutorul lui Mihai, am adaptat la acest endoscop, am adaptat un aparat masiv de filmare rusesc, de 16 mm, un Krasnoyar, sau cam așa se chema, Krasnogorsk, așa, și am tras cam 8 km de peliculă. Imaginați-vă, 8 km de peliculă. Care după aceea a fost selecționată, a fost prelucrată la cinematografie, la studiourile de la București și am realizat un film de 23 de minute. Un film, însă un film pe rotund, fiindcă imaginea pe endoscop este o imagine rotundă. Vă imaginați surpriză în momentul în care a apărut la cinematograful modern, acolo vis-a-vis de... De aparatul să facă. Aparatul e la... Da. Acolo. La. Când a apărut la cinematograful modern vis-a-vis de Leonida, un ecran enorm, un film rotund, toată lumea a rămas absolut impresionată, motiv pentru care am primit două medalii de aur. Una a fost premiul întâi pentru creație și a doua a fost premiul întâi pentru tehnică. Bun. Cam așa a fost și așa. Asigur că filmul va intra, sigur, în fondul bibliotecii, dar